Guarda, dai. Come ti anche te la Așa. Așa trebuia să îmi răspunzi. Bravo. 57. Ai văzut creșterea cu 200? Și imediat ai simțit, da? Sigur că da, 40 nu ai avut, 200 cât au crescut, mergi în 8 ori și te duci foarte bine. Asta înseamnă să estimezi că atunci când te apuci cu algoritmul, tu cam trebuie să știi cam unde trebuie să te duci. Da? Ușor, ușor vei descoperi aceste lucruri care îți vor oferi o șansă imensă să nu greșești. Că până când merge perfect împărțirea, dacă estimezi cum trebuie, știi să vezi rezultatul. Băi, nu se poate, nu-i posibil. Mi-a dat prost, e o greșeală. Mă întorc, revând. Da? Dacă mă întâmplă în 1000, deci, hai să-ți acolo, 1225. Așa. Păi sigur că da. 25 împărțit la 25 va da 1. 1 și-o crescut cu 41. Deci acolo trebuie să vezi. Așa, așa lucruri, deci astea vreau la tine. Și dacă acum îți dau 1575 împărțit la 25 egal cu... Nașpa! 1575 împărțit la 25, da? Poți să calculez? Nu. Nu. Vreau deodată, măi. Vreau deodată, așa, viteză maximă. E să așa, mâine, sub altele aici. O sută... Vezi diferența? Și a ce trebuie împărțit la 4? Diferența cât este? 100? Nu, dar nu. Așa la unități. Hai că eu fac adică, adică de problemă de deasupra, adică 57 și am adăugat încă 4, va da 61 și acum 50 împărțit la 25. Da. 2. Așa. 61 și 2? 63. 63, bă. 63, sigur că da. E foarte bine cum ai gândit. Da. Tu sunt aceea, împărțit-o la 4. E s-a gândit la, fac 1500 și pe urmă și-am văzut aici diferența de 50 și 50 am mai părțit-o la 4, la 25, mică 2, 61 și 2, 63. Da. Da. Jucându-te așa, vezi foarte bine lucrurile, da? Ia să vedem încă o chestiune care vreau acum. Vreau în lădițe de 24, 100. 100 de kilograme în lădițe de 24. Nu-i corect. Deci în lădițe de 24, acum, dar e 100 de kilograme, da? 100 kilograme în lădițe de 24 kilograme. Da, să vedem, se poate face oare. 100 de kilograme în lădițe de 24. Dacă nu se poate, sar la mine și poți certa. Eu vreau să le umplem lădițile. S-ar putea. Da. Și spune de ce, dacă da sau dacă nu, dacă nu. Da. De ce nu? Pentru că 24 nu poate face. Pentru că 24 plus 24 va da 48. Așa. Plus 48 plus 70 va da peste 100. Deci 48... 20 și... Păi zici 48. Și încă o dată 48, zici, dacă repet, 48. 48 va da peste. Cât? Adică, 160. Nu, 48 și 48. 48? 90. Nu. Deci 48 și 48? 80. 80 o dată și 8 și 8?
16. De ce e egal cu 96? Da, 96. Și deci 96 și cealaltă rămâne goală, deci rămân 4 kg pentru a 5-a. Cu alte cuvinte, eu așteptam de la tine să spui așa. Ce, de ce ți-am dat pe asta? Să vezi care vă-ți bătim. Păi 100, când împart la 25, egal cu 4 lădiții. Lădiții. Dar în aceeași sută, compart la cât? 24. La 24. Păi numai câte un kilogram din fiecare lădiță scade, nu? Să scade câte 5. Deci, practic, ar trebui să spui... Domn profesor, scade câte 5. Deci din cele 4... Până la 20 se poate. Doar de la 20. 25. 25. Deci dacă ar fi rămas cât acolo? Dacă în 20 de... acolo... Lădițe de 20 de kilograme. A, de 20 ar fi trebuit, da? Și atunci ar fi fost tot 5. Ar fi fost 5, da? Din loc să fie 4. Ei, se sesiza că diferența de 5 în cele 4, 20, deci s-ar fi convenit atunci. Dar și 15 mergeam. Și 15 ar merge? Da, sigur? Păi toate numele cu 5 și la final și cu 0 merg. Ia să vedem cu 15 dacă merg. Păi 15, 100. 30, da. 45, 60, da. 75. Nu, Uitați. Dacă ar fost 105, ar fi împărțit exact, da? Așa. Eu mă așteptam acum să-mi spui, da, ai văzut foarte bine, în lădiță de 24 nu se poate face, nu se poate face treaba cum trebuie, da? Nu. Dar dacă ai fost 1000 de kilograme în lădiță de 24. Ai scris greșit. 100. 1000 de kilograme în lădiță de 24. Merge. 240. Deci, tot lădiță de 24 de kilograme. Kilogram. Nu cred că se poate... Nu crezi că se poate. Ce motive ai? Nu știu, că și 4 se mai împarte câteodată. N-ai așa argumente să spui că da sau ba? Nu. Nu ai? Nu. Bun. Dar așa, după tine, cam câte lădițe ar trebui? Dacă ar fi vreo 30 de lădițe, ți-ar ajunge? Da. 30 ori 20 și 5, nu cred că ajunge. Nu, 1000 împărțit la 30. Mi-ar ajunge. Nu cred că se împarte mie la 30, iarăși e o problemă. Da. Deci, nici la 1000 simți tu că n-ar merge treaba, nici cu 1000. Dar dacă ți-aș spune, deci și aici e semn de întrebare și aș vrea să te gândești mai mult și să spui câte ar rămâne. Deci aș vrea să văd ce rest ar rămâne din cartofii aceștia. Nepuși. Foarte tare. Adică, pui exact câte lădițe sunt. Da. Și ce cantitate de cartofi mai rămâne? Păi, cum ar fi aici? Domn profesor, 14. Acolo, dacă ar fi 25. Dar nu 24, nu 25. 24. Ar fi. Cât are? De 4 ori zici tu, 4 ori 4, 16. 4 ori 2, 8 și 1, 9 și rămân 4 kg. Așa. Și rest. Rămân 14. Rest, da? Rămân 4 kg rest. Acolo pun 14. Adică să vezi ce se întâmplă, e foarte tare. Dăm profesor 14. Unde? La 1000. O să ne întoarcem, dar hai să vezi o șmechere aici.
Deci aici au fost 4 exact, fără rest. Rest cât aici este? Rest 0, nu? 0. Rest egal 0. Nimic, niciun kilogram. Aici se întâmplă așa. Că suta asta, suta, este egal cu împărțitorul 24 ori 4 plus restul care a rămas. Plus 4. Deci 24 ori 4 plus restul. Întrebarea este, dacă ar fi fost 102 kg împărțit la 24, câte lădițe pline ar fi fost și ce rest aș fi avut? Nu se poate. Adică 4 împărțit la 2... Deci, cât ar fi dat după tine? Tot 4, că face 96, nu? 4. Deci egal cu 4. 4 24 fac 96. Și ce rest îmi rămâne? 2. 6 din 12? 6 din 12? 6 din 12. Da, 6 din 2 nu se poate. Da. 6 din 12? 6. 6. Și nimic. Restul e crește cu 2, 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 cu 2. Restul este 6, da? Și uitați, 102, acum 102, este egal cu 24 ori 4, 24 ori 4, deci împărțitorul, ori câtul, și plus restul, plus 6. Ia uite, e o chestie fantastică, de împărțitul. De împărțit. E egal cu împărțitor, ori câtul, cât. Și plus restul. Asta e cea mai tare formulă din seara asta. Cea mai tare. Deci de împărțitul este egal cu împărțitorul ori câtul și plus restul. Dacă restul e 0, e 0. Dacă cât este, cât rămâne. Uite, 24 ori 4 fac 96 și cu 6 fac egal cu 102. Foarte important. Deci aceasta, cum se numește Davide? Teorema părțirii cu restul. Așa. Asta este de căpătâi. Aceasta trebuie să o ținem minte toată viața. Cum se cheamă? Teorema împărțirii cu rest. Că restul nu e deloc? Nu este. Zero. Zero. Sau... Ce rămâne aici la împărțire? Sau câtul. Da? Câtul, câtul este un număr pe care îl găsim. Deci, și rest. Deci la împărțirea, da. La împărțirea două numere, totdeauna găsim un cât și un rest. Sau un cât. Păi cât și rest. Dacă restul e zero, numai câtul, nu? Da. Dar toate, totdeauna împărțirea are așa ceva. Hai să facem acum următoarea împărțire. Am dat și cu asta încheiem. Uite, 735 împărțit la, să spunem, 12. E da. Facem la 2? Scrie și pe 735. Tot a fost, după aceea să fie 5 împărțit la 2, nu se poate. No. O să fie destul de multă treabă. O să încercăm. Hai să întrebăm. Zice. Câte cifre are împărțitorul? Împărțitorul are 2. 2. Și ăsta e, și aici l-au tot 2. Da, mergi pe lângă de aia. Da? 735. Împărțit la 2. Da. Sunt 12. Așa. Cât ori 12 dă aproape de 73. Cât ori 12 dă aproape de 73. Foarte tare. Îmi place teribil de mult. 6. Merg până la 6. Păi 5 ori 12 va da 60. Așa. Și cu 12 72.
Foarte tare. Și mai trebuie unul. Și rămâne unul acolo. Deci 6 ori 12, ai zis 72. Și a zis foarte rapid 6 ori 10, 60. 6 ori 12, 72. Corect? A fost cel mai aproape de 73. Rămâne aici unul, nimic. Coborăm 5. 15. 12 în 15? 5 ori 2, 10. Nu. 12 în 15, cam de câte ori se Păi, 12 nu e aproape de 15? Ba da, de 3 ori. De ce de 3 ori? Nu știu. Păi nu, 12 în 15, uite dată. Față. Că dacă ar fi de 2 ori, câte ar trebui? 24. 24 și nu-i 24, nimic. Sau 36. Sau 36 de 3 ori. Sau 48. Sigur că da, deci de câte ori spune? 8. De 1. 1 ori 12, 12. Și aici? 3. 1 minus 1. 1 minus 1, 0. Și asta este restul. 61 plus 3? Nu. Ce spune acolo? De împărțitul. Ăsta este. De împărțitul. Egal cu împărțitorul. Asta e împărțitorul. 12. Oricât. 12 ori 6 plus 61. 12 ori 61. Și plus? Plus? Restul, da? Plus 3. Hai să mulțim cu 12. Chiar e deșteaptă asta? Da, eu nu cred că este bine. No. Să vedem. 12 ori 61. E bine dacă scrii 61 ori 12. Nu-i nicio treabă. Vrei să scrii și așa? Așa scrii. Nu, cum vreau dumneavoastră. Eu am zis 12 ori 61. Ok. Înmulțirea comutativă. 2 ori 1 ori 2. Da. 2 ori 6. El a zis invers. 61 a zis, da? 61 ori 12, așa e scrisul, da? Da. Okay. 2 ori 1, 2. 2 ori 6. 2 ori 6. 12. Da. 2 și 1 reținem. 1 va reține. 1, 12. Nu, da, că numai ce se dețin, că numai în continuare, da? 12 e scris. Acum, 1, da? 1 ori 1. 1 ori 1. 1. Era scris greșit. Așa, mă. O aici mă neapărea, da? 1 ori 6. 1 ori 6, 6. Da. Tragem liniște, da. 2, 3, 7. 732. 732. Și lui mai adăugăm când am avut 3. Este egal cu 735. Foarte tare, foarte tare. Vă ținem minte pe asta. Deci, de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul și plus restul. Asta e proba. Asta e proba pe care o facem totdeauna. Și dacă nu avem rest, punem nimic. Dacă nu avem sau rest, punem 0. Dar nu are sens să muncim degeaba. Să mai scriem plus 0. Pierdem timpul să zicem plus 0. Dar e foarte tare. De împărțit egal cu împărțitorul. Ăsta e proba. Când ai terminat o împărțire de făcut. Și să faci proba. Și dacă vrei să vezi dacă ai făcut o treabă deșteaptă, să te verifici, ai șansa asta. Îți scrii pe mână. Da? De împărțit egal cu împărțitorul. Oricât. Plus restul. Nu. O să ții. Știi cum a învățat domn profesor pe ei când erau mici? Cu un exemplu mic. Nu. Când te scoși și întreabă cineva, trebuie să fii spui neîmpărțitul egal cu împărțitorul, cât plus restul. Da, dar dacă nu, tot timpul îi dădeați un exemplu mic. Da, da, da. 10 împărțit la 2. 10 împărțit la 2, doar cât de 5? Egal cu 5, da? Egal cu 5, da? Și acum vrem să aflăm. Împărțitorul 2 ori câtul 5 plus 0 plus 0 egal cu 10. Trebuie să ții minte formula. Ia să vedem 11. Ia să vedem 11. 11 împărțit la 2. Cât faci? 11 împărțit la 2? Nu se poate. Adică de 5. Cătul e 5. Și restul egal cu 1. Și atunci de împărțitul. Proba. De 5. 2 ori 5 plus 1 egal cu 11. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul. Dar nu trebuie să ții minte pe de rost. Ții un exemplu în ăsta. Pare greu, da. Dacă ții minte, bă, la 11,
2 și 5. Da? La împărțit la 2 fac 5 și restul e 1. Sau la 7. 7 împărțit la 2. 7 împărțit la 2 egal cu 3. Și restul este 1. De ce? Iată că 7 egal cu 2 ori 3. Plus 1. Dar profesor, da. Sau dacă poți să știi cu virgulă, faci 3 o virgulă 5. 3,5. Da, ar face 3,5, cum spui tu, dar până la virgulă, hai să scriem așa, să da. Scriem da. Asta. De împărțit, egal cu împărțitul roșmetul plus restul, da? Ține minte aceste lucruri și exersăm. De acum, cu ocazia asta, la împărțire, avem și șansa să vedem proba așa, da. Facem și mulțirea. Și când nu-ți iese exact, este semn că undeva e greșit. Și atunci tu te duci și întorci, muncești acolo până când merge foarte bine. Ți-e clar acum că trebuie să știi tabla mulțirii perfect? Da. Nu poți face nimic fără tabla mulțirii. Nimic. Și de ce ți-o înființa tabla mulțirii? Cine a gândit asta și de ce eu vreau să ne mai chinuie cu tabla mulțirii? Pentru că să nu mai stai să adun 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de 10 ori. Așa, mă. Nu îți faci adunare repetitivă. Exact. De 1000 de ori. Da? Să faci acolo, să pierzi mult timp, dacă știi rezultatul. Și le-am rapid. Ia gândește tu. Când am făcut noi 62 ori 12, adică facea 62 cu 62 cu 62 cu 62 de câte ori? De 12 ori. Adunarea asta de 12 ori. În loc să facem așa, iată, sigur că da. Da? De ce a fost inventată tabla mulțirii? Ca să înșureze munca. Corect. Să înșureze munca, să ajungă la rezultat cât mai rapid. Este important să estimezi rezultatul? Sigur. Foarte important. La 61 ori 12, ca și cum ar fi 60 ori 10 ori 10 ar face 600 și de 2 ori 60, 700 și ceva trebuie să nu dea. Și dacă nu dă 700 și ceva, 700 și ceva, mai peste 700, înseamnă că am greșit. Dacă dă de 1000 sau dă de la 50 pe acolo, îi spunea mai iure, 7, niște numere cu totul diferite decât ăsta foarte aproape de 700 și. Adică puteam să spunem și 300. Îi semna fie că le-am așezat prost aici, ori nu știu tabla mulțirii eu. Și atunci mă întorc și zic, măi, ia să iau încă o dată. S-am luat în ordine pe fiecare. 2 da, cu deci n-am executat așa. Am iau pe 2 cu toți ăștia. Exact. 2 ori 1, 2 ori 6. Am sărit toate. Nu mă duc să sar vreo cifră. Exact. Deci construcția este foarte atent făcută. Și în ordine. Deci, dragule, și cu toți prietenii noștri, le spunem, învățați tabla mulțirii acum să o știți perfect, ca să puteți avea siguranță la calcule, viteză mărită, viteză maximă, și pe urmă facem probleme fel de fel. Corect. Iată cum am tot zis cu lădițele astea. Foarte important. Câte lădițe să mă pregătesc eu să am pentru a pune toată cantitatea aceea de cartofi? Corect. De aceea, cei care știu operațiile fac lucrurile acestea fără dificultate, cu ușurință rapidă. Ce promiți? Promiți că vei ști aceste lucruri perfecte, da? Normal. Da. De împărțit egal cu împărțit. Oricând, nu vreau să știi asta. Da, o să știi asta. Deci asta a fost nouă lecția da? Asta, nu? Da, adică da, da. Noutate absolută. Păi băi, de asta e și verificarea. Corect, proba. Da, proba. De ce trebuie să o ții în minte? Nu? Da. Bun. Te oprim aici când este ceasul? 8. Da. Iar vreți să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere! La revedere, dragilor! Da.